Ce putere ai avut tu când ai fost împăcat cu Dumnezeu? Nicio putere. De ce acum te bazezi pe propria ta putere, pentru bucuria ta, pentru perseverența ta? Apostolul Pavel ne atrage atenția și spune: există o sursă de putere care te-a mântuit, care nu ține de tine, care nu provine din tine. Și există aceeași sursă de putere care provine din Dumnezeu, care este comunicată prin Evanghelia Lui, care ne va îmbucura, care ne va face să perseverăm, care ne va face să stăm tari în această luptă. Dacă nu te cuplezi la puterea care provine prin Evanghelie din Dumnezeu, vei fi întotdeauna fără benzină în rezervor, să folosesc o expresie. Lucrurile nu vor merge. Ai nevoie să înțelegi că puterea care va produce această bucurie nu este puterea ta. Puterea care va produce această perseverență în viața ta nu este puterea ta, ci este puterea celuia care a murit ca să te mântuie. El te-a mântuit când tu erai fără putere, El te păstrează prin puterea Lui și El promite că te va glorifica prin puterea, prin puterea Lui. Nu vei putea și nu ai puterea să realizezi această lucrare în viața ta. Nu vei putea prin propria putere ca să fii fericit în mijlocul unei boli. Nu vei putea ca să ai bucurie când îți moare un copil. Nu vei putea ca să fii bucuros și împlinit în Hristos atunci când pierzi totul, ce ai economisit o viață întreagă. Nu vei putea. Dar nu ți se cere să poți tu, ci se cere să te încrezi că prin puterea Lui El lucrează toate aceste realități în viața ta. Asta ți se cere, să crezi. Și asta ți se dă în dar, credința.